guys, Andreea din Pezonă, sunteți la un nou episod din Bust a Move și astăzi suntem la cea de-a patra ediție Afromania! Da, cu fetele astea care au organizat acest eveniment super tare, Alexa și Danger. Focu! 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 Și avem și un invitat special care vine din Paris, Iaps. Dar vine de Paris și o să ne învețe să dansăm cu pe decale, nu-i așa? Oui, oui, oui. Da. Petror, spuneți-mi repede ce se va întâmpla astăzi aici. Vor fi trei workshop-uri diferite, Afrobeats, cu pe decale și Afro House. Și suntem pline de energie și abia așteptăm să înceapă. Prima o să fie Diana, care va ține Afrobeats. Da, eu o să țin un curs de Afrobeats, după care o să fie invitatul nostru special, Iaps, cu cupe de cale și Alexa cu Afro House. Wow, bine, fetelor! Hai la treabă, nu? Da! Wow. Încercați să nu stați doar aici, încercați să vă și învârtiți, da? Yes, bonjour tout le monde, ici c'est Yab Jolito de la maison, donc depuis la Roumanie, je suis chorégraphe à Paris, donc vous regardez Bust a Move on You TV. Da, guys, v-am spus că astăzi avem un invitat special, Iaps, care vine din Paris, și Dora, prietena noastră, care ne va ajuta cu traducerea, pentru că el vorbește în franceză. Și ne este mai ușor, ca să nu vorbim și în engleză, și în română, și în franceză, vorbim în română și în franceză astăzi. Și tu traduci, mulțumim din suflet pentru ajutor. Bun, poți să vii mai lângă mine, ca să fim mai strânși aici. Cum și când ți-ai descoperit pasiunea pentru dans? Ben, en fait, je suis né dedans. Non, c'est une passion, c'est que je suis né dedans, c'est ma culture en fait. A zis că este cultura lui și s-a născut în dans, nici măcar nu e pasiune, e dansul practic. Care este diferența dintre cupe de cale și dombolo? Donc en fait le dombolo c'est issu du Congo. Dombolo este din Congo. Donc en fait ça se danse plutôt avec les instruments, la guitare, la batterie. Se dansează mai mult cu instrumente, cu chitară, baterie. C'est plus cool que le coupé décalé déjà. Este mai lentă, mai chill decât cupe de cale, care e mai ritmată. Cum ai defini cupe de cale în trei cuvinte? Trois mots. En trois mots, couper les calais, déjà, c'est concept, mode de vie et danse. Concept, mode de vie et danse. Thank you.
ce părere ai despre dansatorii noștri de aici care s-au regăsit? Bă, e du bon potențial. Ils veulent apprendre. Există potențial și vor să învețe. În cât timp poate învăța un dansator să prindă pașii de cupe de cale? En fait, c'est même pas question que le coupé de cale, c'est coupé de cale. En fait, la danse même en général, on peut pas l'apprendre comme ça. C'est une culture en fait, faut vraiment le vivre le truc. Le coupé de cale ça se vit. Le dombolo ça se vit. C'est les clubs c'est un mode de vie en fait. A zis că cupe de cale se dansează, se trăiește practic din cluburi, deci o trăiești pur și simplu. C'est vraiment c'est du ressenti en fait. On peut apprendre mais la personne va apprendre des steps mais elle va pas savoir pourquoi elle le fait, à quel moment on le fait, sur quelle musique on le fait, parce que c'est pas sur toutes les musiques on danse, on fait des steps en fait. Il y a des musiques en coupé de cale, il y a des musiques particulières. Comme des fois il y a des sons où on peut danser libre. Mais des fois il y a des sons où il y a des pas spéciales à faire sur les sons. Deci a zis că se poate învăța, dar o să învețe practic pași, dar o să fie limitat în dans. De-aia trebuie să trăim dansul și pentru că sunt melodii specifice, că dacă învățăm pur și simplu pași, nu o să știm de ce, ce și cum și de-aia e bine să învățăm să trăim cu oamenii și așa o să învățăm de la unul și de la altul. Cum e cultura de dans în Paris? Là-bas, tout le monde danse. Maintenant, grâce à Instagram et les réseaux, tout le monde danse. Datorită Instagramului, toată lumea dansează la Paris. Ce mesaj ai pentru dansatorii noștri din România? Faut danser. Faut danser. Regardez sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de clips de Côte d'Ivoire, de Congo. Et vraiment de s'instruire. Les informations, c'est important. Les informations. Pas que Instagram, on dit allez, un danseur qui a des vues, c'est bon, c'est ce qu'il fait, c'est bon. Non. Faut aller plus au-delà de ça, en fait. Deci a zis că practic trebuie să dansați, să vă inspirați de pe YouTube, să vă uitați, să căutați mai mult, nu doar pe Instagram, că nu înseamnă că dacă un dansator are mai multe view-uri e cel mai bun, dar trebuie să mergeți mai departe, să descoperiți voi. Mulțumesc, vă mulțumesc. Thank you so much. I'm so happy for having you here. Thank you. Merge? Gata, merge. Băi, fetelor, mamă, că am muncit, nu glumă. Bine, eu am tras chiulul, dar voi două și cu acel, unde? Cu băiatul din spate care, mamă, respiră și expiră talent, efectiv. A fost genial, mă, bravo, ca de obicei, ce să vă laud iar. Ne bucurăm că te-ai simțit bine, chiar ne bucurăm și că ai venit și de data asta. Eu sunt mereu aici. Cum ți s-a părut ție? Mi-a plăcut, dar tu ai văzut cum făceam? Când făceam așa, când stăteam pe o parte. Plus, joc de picioare nebun. Eu o să inventez un nou stil, măi, fetelor. Băi, vă felicit pentru organizarea asta. V-a ieșit perfect, ca de obicei. Și să mai veniți cu invitați afară blană, cât cum a fost. Mulți. Cât mai mulți, cu ajutorul vostru, să putem să ajungem cât mai mulți. Altfel o să fie puțin cam greu. Așa că, haideți. Cum vi s-au părut dansatorii de astăzi? Au avut foarte multă răbdare și au fost foarte focusați și concentrați și au reușit să... Noi sperăm că o să plece cu cât mai multă informație. Ne bucurăm foarte mult că au venit și de data asta, având în vedere că este un stil nou, un stil pe care nu l-am mai făcut nici eu, nici Alexa. Este prima oară când aducem un invitat pe Cupe de Cale și în Dombolo și sperăm că au profitat din plin de lucrul ăsta. Într-adevăr, au avut foarte multă răbdare și au venit cu mintea deschisă. Suntem mai mult decât mulțumite. Atât! Eu sunt Andreea Din. Sunteți cei mai pupați, nu uitați că am făcut 14 ani și de ziua noastră ne-am gândit să investim în voi și în pasiunile voastre, așadar puteți câștiga bursa Batist în valoare de 1000 de lei. Intrați pe utv.ro și găsiți acolo toate detaliile. Da, 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 1000 de lei pe lună, 1000 de lei pe lună. Bun, dragii mei, ne vedem data viitoare cu un nou episod din Basta Move cu noi invitați. Până atunci, nu uitați să dansați, pentru că dansul este terapia sufletului. Sunteți pupați! Bye, bye, bye!